s-a spus nimic de tronsonul ăsta. Eu n-am, ați văzut că n-am combătut în niciun fel faptul că se va face. E foarte bine și eu am fost unul dintre cei care în campanie electorală am spus că indiferent cine va veni să guverneze, dacă va fi un guvern responsabil și cu viziune, este absolut necesar să faci legătura între tronsonul de autostradă Transilvania și culoarul 4. Pentru că altfel, ce ai făcut? Ai rupt România în trei bucăți. Dacă nu îl legi, e logic. E, vedem că, de fapt, acestea sunt povești la momentul de față și eu susțin lucrul ăsta că sunt simple povești și, de fapt, o încercare de a fi prezent în spațiu public, iarăși niște iluzii vis-a-vis de acest lucru. Mai mult decât atât, eu îi rog pe oamenii ăștia să fie foarte serioși și să plece cu maximă responsabilitate asupra ceea ce trebuie finalizat. Adică noi nu avem deja gata tronsonul de autostradă Orăștie-Sibiu și tronsonul 2 care ne interesează pe noi, cel de la Vințișoara până la Cunța, lucru foarte important. Și noi vorbim deja pe cum Oprescu de autostrada suspendată. Vorbim de o altă autostradă pe care vom începe sigur anul ăsta. Oameni buni, terminați asta care ați început, care e începută. Vă aduceți-vă aminte că am zis că stau un pic și nu voi fi foarte vehement, dar probabil o să încep de săptămâna viitoare. Nu o să mai las așa să danseze oamenii ăștia cu vorbele cum vor ei, până nu să vină în fața dumneavoastră. Aduceți-vă aminte în 2011 când eu m-am prezentat aici cu documente, cu planșe și v-am arătat. Oameni buni, de săptămâna viitoare încep lucrările la autostradă. Pare mi se dumneavoastră, domnul Popescu, mi-a spus, lăsați-ne, domnule. Trăim în România și cunoaștem. Am auzit, da, exact asta spune, da? E, asta vreau și eu și le cer oamenilor ăștia responsabilitate și când se întâmplă ceva să vină să ne spună. Domne, de luni, de săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, încep lucrările la autostrada Sebeș-Turda. Vreau să văd excavatorul în braț de acolo și se pun să fac primii pași. Dar n-a aprobat investiția? Din moment ce oamenii ăștia care au venit, s-au prezentat la tribuna Parlamentului și au spus că astea sunt proiectele aprobate, eu ce concluzie pot să fac? Domnul deputat, dar există un comunicat al Comisiei Europene din 25 aprilie în care se spune că a fost România a primit 2 miliarde de euro pentru Sebeș-Turda și două tronsoane de zi de metro. Eu vreau să-i văd că se apucă de treabă. Una e că a aprobat un proiect, stați un pic, s-au aprobat niște alocări, principii, alocări, dar nu pe proiecte, pe ce? Orică vorbește începe anul ăsta. Aia însemna că licitațiile trebuiau demarate. Nu există așa ceva. Eu luni o să fac și o interpelare, pentru că vreau să am și documente. Deocamdată luați-o pe o declarație politică a unui om politic. Săptămâna viitoare să vă aduc, probabil, dacă o să primez răspunsul, că eu am învățat cu treburile astea de anul trecut, când am cerut explicații Ministerului Mediului vis-a-vis de Roșia Montană și am primit răspunsul după o lună jumate și eu am întrebat de mere și mi-a spus de pere. Dar ca să închid subiectul ăsta cu autostrada, e foarte bine să se facă, dar întâi să se finalizeze tronsonul ăsta. Păi dacă ne apucăm de 10 lucruri și nu finalizăm niciunul, de ce nu îl finalizăm pe ăsta? Trebuie gata, acum, în 17 aprilie, trebuie să tăiată panulica. De 8 luni, de 9 luni aproape, n-au mai făcut nimic. Ba mai mult, au băgat în datorii toate firmele din Alba care lucrează subcontractoare la Stracom, îs falimentar. Oamenii ăștia mi-au spus că își cumpără ei motorina. Doar ca să nu plece de acolo, că probabil asta se așteaptă, să plece. Până duce și te judecă. Nu rămân acolo, măcar au o speranță că își vor recupera bani. Deci despre asta e vorba. Și eu asta îi rog pe toți cei care fac referire la subiectele astea să lase mai moale cu promisiunile și să vină cu lucruri concrete.